Institutul Regional de Oncologie Iași a împlinit 5 ani de funcționare. În acești 5 ani au fost realizate peste 14.000 de intervenții chirurgicale. Despre întreaga activitate a Institutului Regional de Oncologie discutăm în această dimineață cu Mirela Grosu, care este managerul Institutului. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați venit la noi! Bine și la mulți ani! Mulțumesc și dumneavoastră. În 2011, cum spuneam, a fost înființat institutul, însă abia în 2012 a început să funcționeze. E adevărat, institutul a căpătat personalitate juridică la 1 septembrie 2011. Spitalul a durat vreo 16 ani, construcția lui. La 1 septembrie a căpătat personalitate juridică, dar a început efectiv să primească pacienți pe 25 martie de bună vestire. Era într-o duminică dimineața, când 71, dacă nu mă înșel, pacienți au călcat prima dată în clădirea nouă a Institutului Regional de Oncologie. De atunci până acum s-au realizat 75.000 de ședințe de radioterapie. Asta înseamnă foarte mult. E foarte mult. Noi, Institutul Regional de Oncologie din Iași, este singurul spital de stat nou dat în folosință după Revoluție. Am înțeles. Chiar dacă am împlinit 5 ani, suntem tineri, avem un spital relativ nou, aparatura este performantă și încercăm noi să întreținem și aparatura și spațiul în așa fel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate. Cred că nu spun lucruri, vorbe mari, dar cred că suntem centrul de radioterapie cel mai performant de stat din țară. În privat mai sunt centre deci, ca noi. Probabil așa se explică și numărul foarte mare de intervenții de radioterapie care au fost făcute în doar 5 ani. Da, e adevărat. Noi avem două acceleratoare noi, unul de 10 megaelectronvolți, unul de 15 și mai avem un accelerator din 2009 dat în folosință în curtea Spitalului Spiridon, accelerator care prezintă o anumită uzură fizică și morală, dar el mai funcționează. Noi încercăm prin proiectele de viitor să mai construim un bunker. Cum ați marcat această aniversare? A fost sâmbătă, era la fel de o zi de sărbătoare. Am încercat luni într-o conferință de presă lărgită cu colegii noștri, șefii de secție, asistentele șefe, să ne întâlnim, să ne aducem aminte cum a fost ziua de 25 martie 2012, ce a însemnat să primim primii pacienți într-un spital cu 36.000 de metri pătrați de suprafață, în care funcționau doar două nivele, etajul 3 și 4, unde deocamdată, pentru că nu erau gata procedurile de licitație, nu aveam semnal la telefonie, pereții sunt foarte groși și nu aveam nici internet. Da. Lucram cu calculatoare închiriate. Nu este ușor să dai drumul la un, chiar dacă era anul 2012, să dai drumul la un spital de la început. El a trebuit autorizat, obținute toate autorizațiile, întocmite procedurile, angajați oameni. Am început cu 148 de salarii pe care i-am preluat de la clinicile de profil din Spitalul Spiridon, hematologia, radioterapia și oncologia. Erau mai mulți voluntari în spital decât oameni angajați. Pacienții noștri mergeau prin spital să-l viziteze. Spitalul are două nivele de subsol și 7 etaje. Era greu să nu-i pierdem pe acolo, adică n-a fost o perioadă ușoară. A fost dificil procesul de construire și consolidare a echipei? Da, și încă echipa este încă în completare. În prezent avem 650 de angajați ai spitalului și în jur de 150, cred, dacă nu mai mult, de medici rezidenți. Încă este nevoie de personal la noi în spital. Sunt zone în care personalul medical, de obicei cel mediu, este greu de găsit. E vorba de asistenții medicali pentru bloc operator și pentru ATI, unde ne trebuie un personal supra-specializat și dacă nu-l găsim, îl formăm noi. Am încercat să scoatem postul la concurs de asistenți medicali debutanți în așa fel încât să-i pregătim noi.
este o zonă destul de greu încercată, zona de îngrijiri paliative, unde pentru asistenții medicali și nu numai pentru asistenții medicali, pentru doctori, pentru infirmieri, este greu să lucreze din cauza încărcării psihice și a pacienților. Pacienții noștri, în general, sunt pacienți speciali, dar acolo este o zonă mult mai grea decât în celelalte părți a spitalului. În celelalte spitale unde se prezintă pacienți cu probleme acute, urgențe, pacientul vine, este tratat și pleacă. Nu acordă foarte mare importanță personalului, medicilor, modului de comunicare, condițiilor hoteliere, aparaturii. La noi pacienții vin și noi ne dorim să vină cât mai mult, să revină la o perioadă de 6 luni, un an de zile, să-și facă controalele pentru stadializare și să vină să spună, sau noi să le spunem că sunt bine. Da. Da, exact acest lucru ne-l spunea și domnul doctor Vladimir Poroh, șeful secției de îngrijiri paliative, că într-adevăr se atașează atât echipa de pacienți cât și viceversa. E adevărat, eu stau la birou cu ușa deschisă, că așa m-am obișnuit și așa îmi place, și am început să cunosc pacienții care vin la noi de 5 ani de zile și cu unii mă întâlnesc pe holuri, alții vin și intră în birou și eu îi întreb ce căutați și îi spun am venit la control și sunt bine. Este foarte important pentru noi și este câte o victorie marcată pentru fiecare pacient care se reîntoarce la control și care este bine. Cât din personalul care era la început acum 5 ani mai este în momentul de față în spital? Adică în ce procent? Nu avem la Institutul Oncologic o fluctuație de personal. Cred că suntem o echipă relativ tânără. Am avut, cred, 2 sau 3 cazuri de pensionare dintre asistenții medicali pe care i-am preluat de la Spitalul Spiridon. Avem un singur medic care a plecat la Cluj în privat la radioterapie și cred că 2 sau maxim 3 asistente care au plecat cu soții în străinătate. Nu avem o fluctuație mare de personal. Cred că personalul sau asistenții medicali și medicii în ultima perioadă unii dintre ei vor să se reîntoarcă acasă. Și dacă au condiții de lucru cum avem noi și dacă și salarizarea va fi, a fost îmbunătățită anul trecut și am înțeles și în anul în curs va suferi o modificare în plus, cred că medicii și asistenții medicali vor vrea să lucreze în spitalele românești în condițiile în care, sau dacă au condițiile pe care le avem noi. Sigur, pentru că foarte mulți manageri se plâng exact de acest lucru, fie că nu găsesc medici ori asistenți, fie că pleacă în străinătate pentru bani mai mulți. E adevărat, eu am lucrat într-un spital vechi, pavilionar, și nu era ușor nici pentru medici, nici pentru personalul medical, asistenți, infirmieri, brancardieri să acorde asistență medicală de calitate în acele condiții. În momentul în care mergi, umbli cu targa prin curte, mergi cu papucii de spital afară spre un pacient și este o urgență și îl duci direct în bloc operator, nu mai poți să spui că respecti anumite standarde de calitate. Dar știm foarte bine că Institutul Regional de Oncologie din Iași este la un nivel foarte înalt. S-au făcut și se fac investiții în mod constant. Pe scurt, ce s-a realizat până acum și de ce ar mai fi nevoie? Noi ne considerăm norocoși că lucrăm într-un asemenea spital și nu este, eu știu, de aici, de acolo, cum spune românul, să lucrezi într-un spital de nivel european, cum este al nostru. Da. Dar noi nu am stat degeaba în ultimii 5 ani, în afară de faptul că am dezvoltat spitalul sau l-am adus să lucreze la întreaga capacitate, ne-am dat seama că are nevoie de o dezvoltare. Și atunci ne-am dat seama că cele 2 acceleratoare noi și cel mai vechi poate acorda sau poate trata mai mulți pacienți decât aveam noi locuri în spital. Erau pacienți care puteau fi reprogramați la radioterapie și nu aveau cazare și ca să nu se întâmple să doarmă prin mașini prin fața spitalului. Noi aveam o clădire pe care am preluat-o de la Spitalul Spiridon, în care a funcționat clinica de medicină internă a fostului spital de urgențe și ne-am gândit noi să o amenajăm ca un corp hotelier unde să cazăm pacienții fără să plătească, pacienții care au nevoie de radioterapie, dar care n-au nevoie de asistență medicală spitalicească cu internare.
Și am reușit printr-o procedură de concesiune de lucrare anul trecut să dăm drumul la spitalul, la Corbul Hotelier. Avem un grad, are 70 de paturi deocamdată, el mai poate fi upgradat până punctă 20 de paturi. Are un grad de acoperire între 80 și 85%, pacienții sunt mulțumiți și chiar condițiile sunt foarte bune. Între timp am reușit să amenajăm cu fonduri de la Ministerul Sănătății o parte din etajul 2 de la institut, în care vom, după ce vom obține acreditarea de la Agenția Națională de Transplant, va funcționa compartimentul de transplant celule stem hematopoietice. Este un compartiment sau este un spațiu amenajat la nivelul anului 2017. Avem depuse toate documentațiile la Agenția Națională de Transplant. În paralel cu compartimentul de transplant am amenajat banca de celule stem, care este obligatorie pentru funcționarea compartimentului de transplant. Și suntem foarte mândri de un proiect pe care l-am demarat în martie 2013, un proiect pe care l-am depus, un proiect de cercetare cu finanțare cu fonduri europene, contract de finanțare pe care l-am semnat în martie 2014 și pe 30 iunie anul trecut a fost finalizat. Este un proiect care de infrastructură, de anvergură, are o valoare de aproape 12 milioane de euro. El a însemnat amenajarea unei clădiri monument istoric și extinderea acestei clădiri pentru un laborator pentru diagnosticul molecular, stabilirea diagnosticului personalizat pentru pacient și un bunker subteran în care funcționează un laborator de medicină nucleară, PET-CT, gamma camera și radiofarmacie. Noi vom produce radioizotopii care vor fi utilizați în laboratorul de medicină nucleară în cel mai scurt timp, însemnând 2-3 ani, cât înseamnă, de fapt, acreditarea unui asemenea laborator. Nu ați stat deloc în cei 5 ani, nu v-ați limitat doar la activitatea de zi cu zi, văd că lucrurile au evoluat și evoluează din ce în ce mai frumos. Da, și încă nu ne-am liniștit, pentru că spitalul este, adresabilitatea este în creștere și am dat seama că este foarte aglomerat și noi am, de un an mai mult, depunem eforturi pentru activitatea de screening și pentru depistarea cancerului la timp, pentru a fi tratat cancerul așa cum trebuie. Și atunci ne-am gândit că ne trebuie un spațiu în care să vină oamenii și să fie consultați, să fie investigați radiologic și prin analize de laborator, iar la final să li se spună: sunteți sănătos, mergeți acasă, sau aveți o problemă gastro, mergeți la Institutul de Gastro, sau e o problemă, mergeți la Institutul Oncologic. Este foarte important să avem un asemenea spațiu și noi am depus o asemenea documentație la Compania Națională de Investiții. Doamna ministru Șaidec, pe lângă alte proiecte, a considerat că este un proiect interesant pentru Iași în sănătate și l-a trecut pe lista sinteza obiectivelor finanțate cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Deci asta este proiectul nostru de suflet următor. Acest compartiment de screening este practic o prevenție, deci este în zona de prevenție, nu-i așa? Este în zona de prevenție. Noi vă desfășurăm și acum o activitate de informare. Suntem în date de management regional pentru depistarea cancerului de col uterin. Toate femeile eligibile care sunt asigurate sau nu pot să prezinte la institut pentru a fi testate Papa Nicolau. Încercăm pe cât putem și pe cât permite legea să informăm oamenii că este foarte bine și este foarte important să se caute la timp, cum spune românul, pentru că orice boală depistată, și nu numai cancerul, orice boală depistată la timp și tratată la timp are alte rezultate decât și pentru o apendicectomie. Dacă mergi la rece și te operezi, este altceva decât dacă mergi în criză noaptea, când e altceva. Și noi încercăm de acum să ne axăm, pentru că zona de tratament, să zicem că am pus-o cumva la punct și este într-un punct în care merge de la sine. Acum încercăm să depunem eforturi și să ne concentrăm pe partea de diagnostic și de screening. S-a dus vestea în toată țara despre condițiile și personalul medical de calitate de la IRO. Din ce județe vin pacienții?
Că nu sunt doar din Nu, pacienții din Iași sunt până în 35%. Bineînțeles că avem un procent mare din zonele, din cele 5 județe arondate Iașului, da, din zona de nord-est, dar avem pacienți care vin din Constanța, pentru că în Constanța s-a închis acceleratorul anul trecut. Avem pacienți care vin din Brașov, avem pacienți care vin din Baia Mare, eu sunt din Ardeal, din Alba Iulia și am văzut și de prin zona Ardealului, chiar dacă Clujul este foarte aproape, pacienții încearcă să se orienteze și de obicei vin în zona de radioterapie pentru că acolo sunt în alte zone deficitare. Vin și în zona de chirurgie și de chimioterapie. În zona de oncologie acolo este mai greu pentru că pacienții la oncologie trebuie să revină poate în fiecare zi, poate la două săptămâni. Și din cauza asta noi am preluat o mare parte din pacienții din Moldova care mergeau până am apărut noi la Cluj și la București. Da. Adresabilitatea este în creștere, nu că au crescut numărul de cazuri depistate chiar așa de mult, ci că pacienții care mergeau la Cluj și București acum vin la Iași. Da. Da. Foarte multe lucruri s-au întâmplat în decurs de 5 ani, foarte multe lucruri se vor întâmpla și de acum înainte, suntem convinși de acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că v-ați făcut timp și ați trecut pe la noi în această dimineață. Dacă am omis noi ceva pe final de emisiune, vă rog. Eu mulțumesc pentru invitație, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor din institut care sunt alături de mine și care eu sunt mândră de ei și de activitatea pe care o desfășoară acolo și încă o dată spun, pacienții noștri sunt speciali și colegii mei sunt speciali. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența. A fost alături de noi Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iași. Ok, e momentul să luăm o pauză, da? Exact, luăm o scurtă pauză, după care 16. Revenim imediat.